Subiectul se intitulează, așa cum este expus și pe ecran, 7 cuvinte de foc. Ce s-a întâmplat în viața Domnului Hristos este unic. Aș vrea să remarc, înainte de a introduce subiectul, că au fost cel puțin 4 instanțe în care Dumnezeu sau Domnul Hristos a oferit la pachet câteva declarații extrem de importante. Primul lucru care este neinspirat în Scriptură, dumneavoastră spuneți, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Primul lucru neinspirat, sau dacă vreți, hai să reformulez, primul lucru care n-a avut nevoie de inspirație au fost cele 10 porunci. Dumnezeu n-are nevoie de inspirație și nici nu i-a permis omului să scrie cele 10 porunci în Scriptură. Ele au fost scrise în prima dată de Dumnezeu cu degetul său, ca mai apoi omul să le copie. Chiar când Moise s-a supărat pe viață datorită idolului sau vițelului de aur și a trântit tablele, Dumnezeu a spus: tot eu le scriu, fă niște table și adu-mi-le mie, că asta nu e mână de om. Când vorbesc despre 10 porunci, nu permit oamenilor să le scrie ei. Deci asta a fost prima instanță în care Domnul Hristos a scris cele 10 porunci și le-a dat oamenilor. Aceste 10 porunci nu aveau nevoie de inspirație, pentru că erau absolut copia caracterului Dumnezeu, era absolut dovada sau expresia iubirii lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care Dumnezeu a făcut-o a fost fără inspirație, pentru că era caracterul său. El a scris 10 porunci. O altă chestiune care este extrem de importantă și a venit la pachet sunt fericirile, nu? Fericirile sunt cele transmise de Domnul Hristos, așa într-un context foarte bine definit, ca mai apoi să avem de a face cu ceva extrem de important și anume rugăciunea domnească, Tatăl nostru, care iar este o emanație a caracterului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a răspuns la întrebarea omenirii. Nu numai ucenicii au pus întrebarea sau au apelat la Domnul Hristos: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dacă am fi noi în jurul Domnului Hristos astăzi, nu le-am rugat același lucru? Ce ziceți? Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și am un băiatul meu, are 16 ani și la un moment dat, știți cum e, convertirea nu este genetică. Convertirea este un proces care se produce în funcție de voința liberă a fiecărui individ. Eu iubesc pe Domnul Hristos, dar nu pot să transmit nimic din ceea ce am eu în relația mea cu Domnul, fiului meu. Ce am putut să transmit au fost toate defectele de caracter ereditare. Asta am putut să transmit și de aceea adesor soția spune: mă, ar trebui să fii mai ferm cu el. E adevărat, dar ai o problemă. Cum să fiu ferm când văd în el prostiile pe care le-am făcut eu când eram în tineri, la vârsta lui? Noi avem această, ca părinți în genere, și nu vreau să extrapolez subiectul, doar fac o paranteză. Noi ca părinți încercăm să punem în fața copiilor noștri o aureolă de, mă rog, de integritate. Îi dojenim ca și cum noi n-am făcut treaba aia niciodată. Dar dacă ne întoarcem înapoi în timp, ne aducem aminte că de fapt au fost momente sau lapsuri spirituale când am făcut exact lucrurile pe care copiii noștri în mod natural, naturale fac. Și încercam prin aceasta, revenind la subiect, să explic fiului meu cum să ne rugăm. Ucenicii au spus: învață-ne cum să ne rugăm. Băiatul meu spune: tată, dar cum faci tu rugăciunea? Cum e relația între tine și Domnul Hristos? Cum să mă rog și eu? I-am spus: simți când cineva îl pun la altarul de dimineață, la altarul de seară, uneori toată familia participă la rugăciune, nu? Și zic: George, dacă vrei să te rogi tu. Și există rugăciuni publice care ating nivelul acela de formalism. Ați auzit oameni care s-au rugat toată viața lor: Doamne, binecuvântează pe aia de la spital, pe la o orfan, pe necazul. Ei n-au avut niciodată treabă cu oia de la spital și de cutare, dar așa e poezia. Și am spus lui Jordan: băi, rugăciunea, cum să mă rog, tată? Să te rogi Dumnezeu și să vorbești cu Domnul Iisus, cum vorbești cu tata tău? Cum vorbim noi când mergem într-o călătorie și povestim așa ca între tată și fiu? Așa să vorbești tu cu el. Deci Domnul Hristos a dat al treilea pachet de învățături care aparțineau direct de la Dumnezeu, Tatăl nostru. Ăsta e al treilea pachet. Și ultimul pachet care l-a dat omenirii au fost cele 7 declarații pe Golgota. Cele 7 cuvinte de foc. Știți, și-a încheiat Mântuitorul misiunea,
a spus Mântuitorul oamenilor cam tot ce era de spus. A făcut cam tot ce era sau se putea face pentru omenire. Cei care ați urmărit aseară, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, prezentarea din Ghețimani, Domnul Hristos a fost mutat de Ghețimani cu un sărut pe Golgota. Cel care l-a mutat sau l-a trădat spre Golgota i-a spus: plecăciune, plecăciune, învățătorule. Era tiparul parșivității religiei de pe vremea Domnului Hristos. Plecăciune, învățătorule, și avea Iuda cuțitul la spate. Domnul nici nu l-a respins, ci a zis: așa de rău îmi pare că ești prieten, prietene. Astăzi, prin sărutul ăsta, eu pierd un prieten. Nu din alegerea mea, dar din alegerea ta. Cu o sărutare, atât de departe te-ai dus, mă omule, cu o sărutare să vinzi tu pe Fiul Vieții. Și bineînțeles că această idee a continuat. Acum, revenind la subiectul acesta, șapte cuvinte de foc, după ce l-au scuipat în față, nemâncat de miercuri, marți, hăituit și bagiocorit. E adevărat că ăsta cum îl cheamă, nu neapărat Francesco Zeffirelli, cel care a făcut producția Iisus din Nazaret, gen, Franco Zeffirelli a fost primul, dar e ăsta la altul, Mel Gibson, The Passions of the Christ, Pasiunile Hristosului sau Suferința Domnului Hristosului, Suferințele Hristosului, au scos în evidere sânge. În tot filmul ăla s-a pus accentul pe suferința fizică, când de fapt suferința Mântuitorului, care este de nedescris, a fost suferința minții, suferința sufletului, suferința emoției, a fiecărei fibră, trilioanele de celule din trupul pământesc al Domnului Hristos, transpira de durere și de teama că El va fi separat de Tatăl Ceresc pentru totdeauna. Și în contextul ăsta, când cei care strigaseră cu câteva zile în urmă: Hosana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, aceiași oameni strigau acum: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Oamenii care mâncase din pâinile și peștii aceia, 5.000, erau și ei, mulți dintre aceia, prezenți în fața crucii și strigau același lucru: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Singur, nu recunoștea planeta în care se găsea. El, Creatorul, ar fi trebuit să se simtă acasă la El, dar nu se putea simți acasă. Tot ce era în jurul Lui nu era recunoscut de propria ființă ca și Creator. Dumnezeu a adunat Universul la două evenimente majore, ca la stadion. Știți când se duc oamenii la stadion să vadă un meci? Dumnezeu a adunat de două ori în istorie. În istoria Universului a adunat de două ori toate planetele necăzute, toate delegațiile de oameni din, sau ființe cerești sau din ce planetă ori fi, de două ori. Știți când a fost? Atunci când Domnul Hristos i-a invitat pe oameni să-L vadă pe Avram când a ridicat mâna, când a ridicat cuțitul împotriva fiului său. Atunci lumea s-a adunat ca la spectacol și Dumnezeu a vrut să spună Universului: Iisus Hristos a zis, se merită să salvăm planeta. Când El a evitat privirile tuturor lumilor necăzute să privească la mâna lui Avram și să se uite apoi la mâna Tatălui din ceruri, Dumnezeul nostru absolut, și să vadă că omul este în stare să supună poruncii care a fost în viziunea mea extrem de feroce. Pun o întrebare de meditație. Porunca care a dat-o Dumnezeu lui Adam să nu mănânci din pom era mai grea decât porunca care i-a dat-o lui Avram: ia cuțitul și adu-l pe jertfă pe fiul tău. Cât de mare era discrepanța între ce ceruse Dumnezeu în Eden lui Adam să nu mănânci. În primul rând, când a mâncat, cred că nici nu era foame, că erau atâția mulți pom fructiferi acolo, că nu cred că avea nevoie specială. Doamne, a mâncat că n-a mai putut de foame. Nu era foame. Curiozitatea. E, când te uiți la Avram și vezi că acea mână a fost întinsă și tot universul a rămas uimit, deci se poate.
cum Tatăl Ceresc avea să-l dea pe fiul său. Avram era gata să sacrifice pe propriul său fiu. Doamne, ce iubire! Dragii mei prieteni, Mântuitorul nostru este cea mai extraordinară realitate pe care o găsim în viața noastră personală. Nu există viață, cum spunea Marele Cărturar Român, căci dacă dragoste nu e... Nu e nici biserică, nu e nici creștinism, nu e nici înviere, cum spunea Pavel, dacă n-a înviat Hristos, speranța noastră este zadarnică. Dar slavă Tatălui Ceresc că Mântuitorul a trecut și după ce a spus omenirii cam tot ce se putea spune, a mai avut 7 mesaje de speranță pe care Mântuitorul le-a prezentat oamenilor. Aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura în Luca, capitolul 23, versetul 34, unde Mântuitorul face prima dintre cele 7 declarații de foc pe crucea de la Golgota. În timp ce palmele căscau răni adânci datorită greutății propriului corp pe cruce, în timp ce lumea huiduia pe Mântuitorul lumii, pe Creatorul Universului, în timp ce stihiile de demon formau o pătură groasă ca să nu se transmită nicio emoție de la Domnul Hristos la Tatăl, în timp ce pământul era în mod inexplicabil întunecat, o coaliție disperată s-a făcut între demoni și oamenii care slujeau demonilor. Mântuitorul era singur acolo, pe crucea de la Golgota. Și în circumstanțele acelea, el n-avea privilegiu să rostească pe cruce psalmul 23. Puneam adeseori întrebarea multor frați, câtă lume din biserica noastră nu știe psalmul 23? E vreunul care nu știe psalmul 23? Domnul e păstorul meu, nu? Ce frumos! Și de ce știm noi psalmul 23? Știți de ce? Nu pentru că îl iubim pe Hristos, pentru că suntem egoiști. Noi citim din Biblie numai ce ne convine. Adică, bun, dovadă. Toată lumea știe psalmul 23, cine știe psalmul 22? O întrebare prostească. Păi stai puțin, dar ce are legătură? Păi are, că matematic, dacă nu l-ai psalmul 22, nu poți tehnic să ai psalmul 23. Psalmul 23 este, dragii mei prieteni, este valea umbrei morții, eu sau tu, cu Domnul Hristos. Psalmul 22 este tot valea umbrei morții. Psalmul 22 este psalmul 23, dar fără Hristos. Adică în psalmul 23 sunt eu și Mântuitorul. Ești tu și Domnul Iisus. Dar în psalmul 22... E aceeași vale a morții, același decor, dar e Iisus singur. Dacă citim cu atenție psalmul 22, este escatologia evenimentelor la ceea ce s-a întâmplat la crucea de la Golgota. Cei care doresc să citească din colistul de psalmul 22 și îmi cer iertare pentru cei care sunt într-adevăr cititori scusiți ai Scripturii și cunosc nuanța psalmului 22, nu vreau să bag pe toată lumea în aceeași oală și nici n-am interesul să fac o discrepanță între cine citește și cine nu citește Biblia, că aia e numai treaba lui Dumnezeu. Ideea în sine este că toți citim psalmul 22-23 pentru că ne place, pentru că e pentru noi, băi, eu voi fi scăpat de cu Domnul Hristos în vale. Dar dacă te uiți cum e Domnul Hristos trece prin valea umbrei morții singur, realizezi că în contextul în care eu trec prin vale și tu treci prin vale, Domnul Iisus Hristos este cu mine și cu tine, prietene. Acum, aici, pe Golgota, avem de fapt escatologia psalmului 22. Nu mă apuc să-l citesc, dar vreau să trec la o declarație foarte interesantă care spune... Luca 23 cu 34, Iisus zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Sigur că întrebarea este, pentru cine s-a rugat Domnul Iisus Hristos în momentele alea, când a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Știți, Domnul Hristos a avut în vedere pe cei mai mari vrăjmași ai lui. Există o singură propoziție care face toată diferența în planul de mântuire. Cei care au auzit de Cartea Hristos în lumii, e o compilație de versete, mă rog, s-a format din ea Cartea Viața Domnului Hristos. Ceea ce este interesant este că mântuirea, spune Iisus, jertfa sa, trebuia să fie oferită în primul rând celor care îl crucificau, celor care îl persecutau, celor care îi vreau moartea. Criminalilor care l-au pus pe cruce. Mântuirea s-a dus în prima dată direct la ei. Și aici Domnul Hristos spune, iartă-i că nu știu ce fac. Întrebare, fariseii, cărturarii, preoții, Pilat,
toți ceilalți știau ce fac? Știau. Cine nu știa ce fac? Cine era, care era acel grup de oameni care habar n-aveau ce făceau? Executorii, soldații. Câți soldați au, câți criminali au crucificat soldații romani în fiecare lună? Era câte o revoluție în Ierusalim sau în zonă, în Palestina, celor 2000 de ani în urmă. Soldații ăștia, ca la abator, crucificau un alt hoț, bandit, pungaș, criminal, ca și ieri sau alaltăieri. Mai ales că se adusese la pachet câți? Nu numai unul, erau trei, nu? Și atunci, pentru soldatul roman, Iisus nu era altceva decât un alt revoluționar evreu care s-a ridicat împotriva cezarului. Nu cunoșteau adevărul despre Domnul Hristos. Pentru ăștia s-a rugat Mântuitorul, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Fariseii care l-au pus pe cruce, Caiafa care a spus, voi nu vă pricepeți la politică, nu știți nimic. E în folosul unei națiuni întregi să moară un singur om. Ăștia știau ce fac. Politica aceea pe care o făcea Caiafa, Ana, Pilat, toți, mă rog, corifeii, conducătorii acestei instituții, ăia știau ce fac. Știau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Nu se puteau dezvinovăți. Îi mustra conștiința, da, îi mustra. Dar ăștia știau ce fac și pentru ăștia Domnul Hristos nu s-a rugat. S-a rugat pentru soldații romani care nu distângeau dreapta de stânga. Apoi mai este o declarație care spune, a doua declarație în contextul dat, se găsește... Și este la fel de importantă, următoarea declarație se găsește în Luca, capitolul 23, versetul 43, este slide-ul 4. Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția mea, când vei veni în împărăția ta. Este interesant că în versetul 3, tâlharul de pe cruce face o declarație la timpul viitor. Dumnezeu nu ține seama de vremuri, mă iertați. Citesc, Doamne, adu-ți aminte când vei veni cu mine, când vei veni în împărăția ta. Deci Domnul Hristos, tâlharul de pe cruce, spune când vei veni, adică în viitor, vreau să mă duc și pe mine în cer. Versetul următor spune, Iisus a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, vei fi cu mine în rai. În limba română, pentru a se stimula noțiunea nemuririi sufletului, s-a introdus acea conexie între cuvinte și anume că. Adevărat, adevărat îți spun eu că astăzi vei fi cu mine în rai. În original nu există cuvântul că, nu există nici cuvântul virgulă. În limba engleză au mutat virgula înainte sau înapoi și dacă spui adevărat, adevărat îți spun eu astăzi, că tu vei fi cu mine în rai, arată ideea că promisiunea avea să aibă loc în viitor, ceea ce distruge cultul morților, nemurirea sufletului și așa mai departe. Dacă muți virgula înainte și spui, adevărat, adevărat îți spun eu, virgulă, că astăzi tu vei fi cu mine în rai, schimbă total conotația subiectului. Deci această declarație pe care Domnul Hristos o face, a doua declarație de foc, pe lângă rugăciunea pentru oamenii care nu cunoșteau adevărul. Această declarație strica noțiunea cultului morților și așa cum tâlharul era evreu, educat în ale religiei și spune când vei veni în împărăția ta, de unde știa tâlharul că undeva în viitor va veni împărăția? El știa că Domnul Hristos va veni și va așeza toate lucrurile de la început. Tâlharul înțelegea profeția biblică mai bine decât fariseii. Când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Deci toate erau la viitor. Acum tâlharul înțelegea că Iisus este răscumpărătorul, Fiul lui Dumnezeu, care plătește păcatele lumii. Există o declarație inspirată, nu am în PowerPoint, dar încerc să o reactualizez pe cât de aproape de realitatea textului posibil, spune Pana Inspirată că marea confuzie și marea dramă a evreinii de acum 2000 de ani este că atribuiau slava celei de-a doua revenire a Domnului Hristos primei veniri, adică în momentul în care s-a reîncarnat. E, în momentul în care ei au luat slava celei de-a doua veniri pe care noi o așteptăm și au aplicat-o primei veniri, că erau dornici să omoare pe romani, au amestecat totul și au luat secretomania, pentru că trebuie să admitem că întruparea Domnului Hristos a fost un lucru misterios și secret. Sunteți de acord? Deci n-a fost public, nu s-a dat la CNN, nu s-a dat la, eu știu, ce alte televiziuni. În nașterea Domnului Hristos a fost
un lucru cât se poate de tainic, nevăzut de lume, nebăgat în seamă, așa. Ați auzit de răpirea secretă? Răpirea secretă este o teorie care vine din lumea celor care cred în har, dar nu cred în adevăr. Și pentru că harul a fost separat de adevăr, harul s-a diluat atât de mult că și-a pierdut influența și a devenit har ieftin. Cum adică har ieftin? Exact cum spunea Domnul Hristos, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea, ce se întâmplă cu ea? Își pierde gustul. Va fi călcată în picioare de oameni. Imaginați-vă că lumea se va răzbuna împotriva liderilor religioși care i-au mințit. Eu pot să fiu un impostor. În momentul în care viața mea este deconectată de Domnul Hristos, eu pot să mint lumea, pot să fac crime spirituale de nemai închipuit. E, când oamenii vor ajunge la momentul în care se va încheia arul și vor descoperi că au fost înșelați, păcăliți și că reversul nu mai poate fi sau nu mai poate avea loc, în furia lor vor călca în picioare reprezentanți ai lumii religioase, așa cum n-a fost făcut niciodată, decât în Revoluția franceză. Ghilotina franceză spunea că nu mai tăia, deci nu mai putea să s-a tocit și nu mai putea să taie capetele preoților catolici în Paris, în Franța. Asta este istoria relatată. E, cred că această istorie se va repeta. Pentru că aceleași păcate din timpul Revoluției franceze, aceleași ideologii de viață se promovează și astăzi în lumea noastră, dragii mei prieteni. De aceea vreau să mă reîntorc la această declarație pe care o făcea Domnul Hristos: adevărat, adevărat îți spun că tu vei fi cu mine în rai. Deci declarația aceasta, el însuși, în primul rând, Domnul Hristos, nu s-a dus în rai în ziua aceea, că era pe cruce, nu? Deci n-avea cum să-l care pe tâlhar în ziua aceea, efectiv, pe cruce. Dar această a doua declarație a Mântuitorului, nu numai că este grija lui pentru cel mai mare păcătos de pe pământ. Ce simbolizează tâlharul de pe cruce, fraților? Nu poate omul să păcătuiască cât poate Dumnezeu ierta. Ceea ce spun este extrem de important. De ce? Din două motive. Pentru că această declarație poate fi abuzată. Când spui, nu poți tu păcătui cât poate Dumnezeu ierta, ha, intervine prezumția. Păi păcătuiești și mâine, că Domnul iubire. Aia nu-i credință, aia e prezumție. Oamenii abuzează mila, dragostea, iubirea, răbdarea lui Dumnezeu. Ori, când spunem, nu poți tu păcătui cât poate Dumnezeu ierta, te prăbușești la picioarele crucii și spui, Doamne, poți să bagi în cer un om ca mine? Poți să mântuiești un om în halul ăsta cum sunt eu? Da, deci speranța tuturor păcătoșilor care se pocăiesc, însă întorc la Dumnezeu, nu? Pocăința este metanoia, schimbarea minții prin definiție, schimbarea gândirii, schimbarea atitudinii, schimbarea faptelor. Și e un proces atât de tainic că îl face numai Domnul Hristos. Regret pentru păcat, dorința de a schimba ceva în viața noastră. Când am citit pentru prima oară Biblia, aveam 16 ani și mi-aduc aminte unchiul Ploieșu. A murit sărăcoțul, un unchi foarte în vârstă, avea obsesia să mă fac eu preot. I-am zis, unchiule, nu mă fac, eram ateu, nu credeam în Dumnezeu. Tata fusese activist de partid pe vremea lui Ceau, cei care prins vremurile alea. Și unchiul Ploieșu, din zelul lui să mă facă popă, preot, mi-a adus o Biblie protestantă. Nici măcar nu știa că nu e Biblia catolică sau Biblia ortodoxă. Era o Biblie în aia micuță, care se părătea în buzunar. Bibliuțe micuțe, numai Noul Testament și Psalmii. Vă duceți aminte de bibliuțele aia? Erau foarte bine acoperite. Și am lăsat acolo vreo paraf, vreo 3-4 luni, până circumstanțele au condus ca să o iau și să citesc, că n-aveam ce să citesc. În 1985 nu era Facebook, Instagram și toate chipte îți mănâncă timpul astăzi. Pe vremea aia tot ce puteai refula era sport sau citit. Cam astea erau distracțiile sau, mă rog, refugiul sufletesc, emoțional al tinerilor. E, când am început să citesc primele evanghelii, Matei și așa mai departe, l-am văzut pe Domnul Hristos, eu niciodată nu m-am văzut murdar. Știți expresia? Ce, Domnule, de ce să mă pucăiesc? N-am furat un cap de ață, n-am dat în cap la nimeni, ați auzit expresii de genul ăsta? Circulă în popor! Și așa gândeam și eu, ce-am făcut ceva rău? E, însă, când îl vezi pe Mântuitorul atât de frumos,
Este imaginea perfectă a Tatălui Ceresc. Și când am citit despre Mântuitorul Iisus Hristos, care era eroul Scripturii, niciodată nu m-am văzut atât de mizerabil și niciodată n-am fost atât de dezgustat de mine. Când m-am plecat pe genunchi pentru prima dată în viața mea și m-am rugat, am zis: Doamne, mă urăsc. N-am încredere în cămașa de pe mine, nu am încredere în lacrimile pe care le vărs, sunt un ingrat, un mizerabil, am un lucru să cer pe lângă minunea pe care i-am cerut-o lui Dumnezeu, nu vreau să intru în experiența convertirii mele, că nu ăsta e subiectul, dar vreau să scot în evidență ideea că atunci când stai față în față cu Mântuitorul, te vezi așa cum ești. După 16 ani, privindu-L pe Hristos, am primit de fapt revelația caracterului meu, dezgustător, murdar, tiran, egoist, mincinos, ipocrit, impostor, tot ce vrei. Cum zicea Creangă, nu știu alții cum sunt. Nu știu, dar asta am fost eu. Și nu cred că natura pământească, trupul, țărâna, cleiul, poate produce ceva mai bun decât ce v-am descris eu despre mine acum. Știu că la biserică dăm răspunsuri ca la biserică, în tramvai dăm răspunsuri în tramvai, la piață dăm răspunsuri ca la piață. Dar în fața lui Dumnezeu dăm răspunsuri ca în fața lui Dumnezeu. Și atunci am zis: Doamne, scapă-mă pe mine de mine însumi. Deci această idee că omul este păcătos, murdar, mizerabil și poate găsi refugiu numai în Dumnezeu, numai Iisus poate să ia mizeria și să-ți dea o altă viață, o altă natură. Vreau să vă spun că citind și rugându-mă, n-am observat că se schimbă ceva în tine. Eu n-am observat treaba asta. Eram un puș de 16 ani. Tatăl meu, care era un om rafinat, a început să-i spună mamei mele, zice: bă, tu vezi că avea el o formă de a mă numi în stil comunist Bolovanu. Vezi, mă, că ăsta se întâmplă ceva cu el? Zice mama Alina: ce? Păi, zice, nu mai are vorbele alea care le avea pe vremuri, nu mai să-l caută prietenii, stă toată ziua în dormitorul ăla izolat acolo, ce face, nu știu. Mă duc noaptea la toaletă, văd lumină, ce poți să ai dacă n-ai televizor, n-ai internet, n-ai nimic? Noaptea la două. Citeam și mă rugam fără ceas. Povesteam cu Domnul Hristos, eram absolut topit de frumusețea caracterului său. Și am zis: Doamne, nu vreau nimic, nu vreau glorie, nu vreau avere, nu vreau nimic, nu vreau bucăție, vreau să fiu și eu ca tine, nu ca personalitate. Vreau să fiu, sunt îndrăgostit de ceea ce ești tu, de noblețea ta de caracter. Am citit foarte multe cărți și poate ca și dumneavoastră. Dar și fiecare carte are un erou principal, corect? Dar niciodată nu găsești o carte care să-ți descrie un erou de care să te îndrăgostești și să spui: vreau să fiu și eu ca Mântuitorul. Nu, încă o dată spun, nu ca personalitate. Vreau să am și eu răbdare, cum avea el. Vreau și eu să iubesc pe oameni, cum iubea el. Vreau și eu să compătimesc cu oamenii, cum compătimea el. Vreau și eu să am acea îndelungă răbdare, cum o avea el. Știi, te îndrăgostești de calitățile lui de caracter. Asta înseamnă metanoia. Schimbarea minții, să fii atât de îndrăgostit de un erou, încât să te pierzi pe tine și să devii ca el inconștient. Dumnezeu face schimbarea. Obsesia mea nu e păcatul. Păcatul are rezolvare. Este sângele Domnului Hristos. Știți ce n-are rezolvare? Atitudinea mea și a ta față de ce a făcut Domnul Hristos pentru mine. Care este reacția noastră după ce am păcătuit? Aia este fundamental în actul schimbării. Dacă nu există regret care să vină de la Duhul Sfânt, al lui Dumnezeu, dacă nu există dorința de schimbare, dorința aceasta, ura aceasta care mi se pare e divină, veți spune cum să fie ura divină, da, ura e divină, doar o formă de ură, ura față de sine, ura față de mine însumi. Cel mai mare dușman al meu, să știți că nu e altul decât mine însumi. Nu știu dacă aveți dușmani, dar să știți că cel mai mare e ăla din noi. Și întorcându-mă la tărhar, om, nu știu câtă carte avea, dar i-a spus Domnul Hristos: tu ești Mântuitorul, sub trupul ăla acela strivit de carne, desfigurat de foame și de suferință. Tărharul a citit spiritual, trebuie să ai ochi spiritual ca să citești într-un trup de carne care atârnă sub insigna tărharul cel mai mare, care era pus la mijloc. Trebuie să ai un ochi spiritual ca să citești printre rânduri, sunteți de acord? Adeseori citim la suprafață cuvântul lui Dumnezeu și nu ne hrănește. De ce? Pentru că n-am învățat să citim cu ochii aceia spirituali. Trebuie să citim printre rânduri. Și mai târziu, bineînțeles, că după ce
I-a promis mântuirea tâlharului, s-a dus mai departe. O relație, cât se poate de filială, o relație între Maria. Maria, cred că dintre toți cei care erau pe sub cruce, suferea cel mai mult. Sunteți de acord? Mama Domnului Hristos. Numai mamă să nu fii, cum se zice. Și când o vedea că se frământa, și Maria, biata de ea, și-a pierdut credința, nu în fiul ei, dar și pierduse credința că el, fiul ei, este Mesia. Și de ce? Aștepta o minune. Aștepta ca Domnul Hristos să facă ceva cu viața lui și să nu mai permită acelor derbedei și vagabonți să-l baciocorească. Maria, Iisus era icoana lui. Maria se închina la Iisus, dar într-o formă umană. Fă o minune! Și când Maria și-a pierdut speranța că Iisus, care este fiul ei pe care îl recunoștea, nu este totuși Mesia sau poate să nu fie Mesia, atunci a fost absolut prăbușită de câteva ori în fața crucii, a trebuit să fie ajutată. Și Domnul Hristos, în toată durerea aia, îi pasă de romani, îi pasă de derbedei și de vagabonți, cum era tâlharul, dar îi pasă și de mama, Maria, să uită la ea în toată durerea aceea sufocantă. Și Ioan? L-a ales pe Ioan, Domnul Hristos. De ce? Pentru că Ioan atât de mult iubea pe Domnul Hristos că a suferit și o transformare fizică, exterioară. Nu numai că Ioan era ecoul dragostei lui Dumnezeu și al Domnului Hristos, de aia se numește Ioan ucenicul cel iubit, sau Evanghelia iubirii, a dragostei, a patra evanghelie, nu? E, l-a ales pe Domnul Hristos, l-a ales pe Ioan pentru ca mămica lui de fiecare dată când avea să se uite sau să-i fie dor de Iisus, să se uite la Ioan, care semăna într-un mod sclipitor cu Domnul Hristos. De aia Iuda s-a grăbit să-l sărute când ieșea Mântuitorul afară din Ghețimani, ca să nu cumva fariseii în ura lor să îl confunde cu Ioan și în loc să-l ia pe Iisus, să-l crucifice, să-l ia pe Ioan. Și vedeți că e unul care seamănă cu el atât de mult. Da, eu îl cunosc, eu fac diferența, că am fost între ei. Zice, pe ăla care îl sărut, ăla e Iisus. Să nu-l luați pe Ioan, atenție! Și acum, pentru că nu l-au luat pe Ioan, Domnul Hristos, luați-mă pe mine, mă, dar lăsați-l pe Ioan pentru mama. Și i-a spus a treia declarație de foc, ca să vedeți că Iisus, omul Iisus pe cruce, îi păsea și de mama lui. Când a văzut Iisus pe mamă sa lângă ea, pe ucenicul care îl iubea, a zis mamei: femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta. Dragii mei prieteni, Mântuitorul Iisus era Dumnezeu, dar era și om. Și în trupul Mântuitorului bătea o inimă. O inimă, e greu de spus, inimă de Dumnezeu sau inimă de om? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Dar cert este că în Ioan capitolul 19, versetul 26, ni se face a patra declarație de foc. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dragii mei prieteni, o întrebare fără răspuns. Asta se numește o întrebare imposibilă. Cum să spună Domnul Iisus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Întrebare. Trădează această declarație sau această întrebare a Domnului Hristos necredință? Asta e ceea ce credea Mântuitorul sau este ceea ce simțea Mântuitorul? Există, să știți, un război al emoțiilor împotriva rațiunii, minții umane. Și atunci când emoțiile catapultează factorul rațional, omul își pierde mintea. Dar slavă Domnului Hristos, că Domnul Hristos n-a fost atins. Pana inspirată în mărturii selectate, dacă nu mă înșel, în 1897, spunea pana inspirată că dacă capul lui Hristos ar fi fost atins, speranța bisericii, speranța omenirii, speranța lui, zice, mânia lui Dumnezeu ar fi venit asupra lui, așa cum a venit asupra lui Adam în grădina Eden, și speranța bisericii ar fi fost pierdută. Dar slavă Domnului Hristos că ce a putut fi atins
din Domnul Hristos n-a fost capul, ci a fost călcăiul. Iisus a ales să creadă detrimental ceea ce simțea. Când a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, era datorită diavolului care stătea lângă el și cu rânjeltul de notorietate pe care sunt convins că nu vrei să-l vedeți, îi șoptea, n-ai să vezi fața tatălui tău niciodată. Legătura între tine și Dumnezeu este iremediabilă. Te-ai făcut un păcat pentru umanitate, ești terminat, ești pierdut, n-ai să mai vezi. Pentru Mântuitorul, Tatăl era totul. El nu putea suferi ideea că va fi separat de Tatăl și nu i s-a permis să vadă dincolo de mormânt. Dragii mei prieteni, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ia spuneți-mi, au existat momente în viața dumneavoastră, în viața noastră, când am făcut declarații similare și am zis și noi ca Mântuitorul, Doamne, unde ești? Doamne, de ce m-ai părăsit? Doamne, câte necazuri vii peste mine? De ce, Doamne? Unde ești, Doamne? Am rostit și noi cuvinte de genul ăsta? Eu le-am rostit. N-au fost momente dese și nu m-a răsculat împotriva Domnului, dar era o frustrare interioară și când spuneam ca Domnul Hristos, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, eu practic traduceam în limbaj contemporan, Doamne, de ce taci? Doamne, de ce taci? Când vezi atâta nedreptate în jur, de ce taci, Doamne? În momentele alea, când Domnul Hristos a spus, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, și ce făcea gloata? Râdea. Când Mântuitorul avea o față de disperat, el, Mântuitorul lumii, Psalmul 22, era în cele mai teribile dureri și suferințe, omul de sub cruce era insensibil. A cincea declarație de foc, mi-e sete. Matei, capitolul 27, versetul 48, mi-e sete. Și îndată unul din ei a alergat, a luat un burete, l-a umplut cu oțet și l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Această declarație, mi-e sete, este ceva de genul Psalmul 42, așa cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Doamne. Iisus era sete de tine și de mine pe crucea de la Golgota. Domnul Hristos te dorea atât de mult și a zis, vreau și eu compasiunea, vreau o privire plină de compasiune. De miile astea de oameni se găsește cineva. Mi-e sete de compasiunea umană, mi-e sete de bine, mi-e sete de bucuria vieții veșnice. Mi-e sete, spunea Domnul Hristos. Și noi i-am dat o travă, i-am dat pelin, i-am dat oțet. O altă declarație, declarația numărul 6, o altă declarație de foc din Luca 23 cu 46, Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. A șasea declarație care arăta că acea credință a omului Iisus a biruit simțămintele care îi spuneau că e pierdut. Nu i s-a permis să vadă dincolo de mormânt. Și Iisus a spus, în mâinile tale îmi încredințez viața. A fost momentul acela, actul acela de absolută disperare, când Domnul Hristos nu mai avea nimic de oferit lumii. Era momentul în care inima lui avea să se sfâșie literalmente în două și să producă acea separare între limfă, nu? Și celulele roșii să fie două izvoare de apă, în ghilimele, unul de apă și unul de sânge. Pare inspirată istoria, judecă oamenii de știință, spun că Iisus ar fi murit de inimă sfâșiată. Pur și simplu durerea psihică, lupta emoțională cu el însuși, cu stihiile de diavoli, a făcut ca inima lui să se cedeze, să se rupe în două pentru umanitate. O jumate pentru el și o jumate pentru tatăl său. O jumate pentru noi, pentru omenire și o jumate pentru tatălui. Ultima declarație. Iisus a strigat cu glas tare, versetul, declarația aceasta. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, nu? Spunea. Și apoi face declarația, s-a sfârșit. S-a sfârșit.
Victorie, tetelestai, limba greacă, am biruit cu credința în Tatăl Său din ceruri. Domnul Hristos încheie ultimile 7 declarații care avea să le spună umanității. A spus cam tot ce putea spune, a făcut cam tot ce se putea face pentru umanitate. La ziua mare a judecății, fraților, dacă va fi o întrebare la care noi nu vom putea răspunde, știți care este întrebarea aia? Când se va uita Mântuitorul în ochii mei și în ochii tăi și mă va întreba pe mine, ferească Tatăl Ceresc să fiu în situația asta și pentru dumneavoastră la fel, dar pentru a avea grijă ca dumneavoastră să vă simțiți cât se poate de neincriminați, mă incriminez pe mine, să fiu eu în fața judecății. Dar poți să faci și tu exercițiul minții cu mine odată, nu? Să facem împreună. Să mă trezesc eu în fața judecății, să uită Domnul Hristos în ochii mei și să-mi spună, Liviu, pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Ce altceva aș mai fi putut face pentru tine și n-am făcut? Spune! Știți de câte ori m-am gândit la întrebarea asta? N-am răspuns. Dumneata ai? Că eu n-am. Cea mai complicată întrebare care va pune Dumnezeu în fața judecății la oameni, pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Nu m-a deranjat că m-ai scuipat în față. Nu m-ai deranjat că ai râs în mod macabru când sufeream chinul morții. Dar ceea ce nu pot să înțeleg, de ce nu m-ai lăsat să iau din tine inima de piatră și să-ți dau o inimă de carne? Să plângi cu cei ce plâng, să compasionezi, să fii compasionat, să ai empatie cu cei care au empatie, nu? Cu cel suferind. Dacă ai inimă de carne, plângi cu cei ce plâng, nu? Dacă ai inimă de carne, te rogi cu cei ce se roagă. Dacă ai inimă de carne, suferi cu cei ce suferă. Dacă ai de piatră, și concluzia este, pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Aș vrea să trag câteva concluzii, mă gândesc că sunt bune la final. Să facem o recapitulare. Nu știu, avem medici în sală, dar dacă ești medic să știi că el este marele vindecător. Avem astronomi? Dacă ești astronom, să știi că el este luceafărul de dimineață. Dacă ești arhitect, să știi că el este piatra unghiulară. Dacă ești brutar, să știi că el este pâinea care a venit din cer. Dacă ești tâmplar, să știi că el este ușa. Dacă ești electrician, să știi că el este lumina lumii. Dacă ești fermier, să știi că el este sămânța. Dacă ești geolog, să știi că el este stânca veacurilor. Dacă ești rege, să știi că el este regele regilor. Și domnul domnilor. Și dacă ești avocat, să știi că este marele avocat, marele apărător al nostru în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, este cel mai important lucru pentru noi să înțelegem că Domnul Hristos ne-a făcut să fim călători în lumea asta. Și așa cum a fost Iisus călător în lumea asta, suntem și noi într-o lume pasageră, cărându-ne cu gândul la vremea când ne vom putea întâlni. Concluzionez cu două declarații. Întrebarea imposibilă. Pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Declarația imposibilă sau declarația cea mai extraordinară. Cred că toată lumea vrea să ajungă într-o zi pe Marea de Cristal să întâlnească cu Domnul Hristos. Este dorința tuturor? Corect? Eu m-am gândit așa, cât ți-e dor și când iubești pe cineva, te tot gândești la ce spui, nu? Când ești îndrăgostit, frați, surori, cei care sunteți căsătoriți, vă mai aduceți aminte de prima declarație de dragoste care ați făcut-o soțiilor dumneavoastră? Ei, au trecut ani buni de atunci, corect? Dar când ești îndrăgostit, scrii poezie foarte ușor, pentru că cuvintele curg, o faci din inimă. Așa e și cu Dumnezeu când iubim pe Domnul Iisus. Ne gândim ce o să-i spunem noi când ne vom întâlni. Ce ai să spui tu? Eu m-am gândit. Și când o să-L întâlnesc eu pe Domnul Iisus, am să mă uit la El și am să-L rog două lucruri. Să mă lase să pun mâna pe pieptul Lui. Să văd dacă Dumnezeu are inimă.
Și dacă are, dacă bate pentru noi. Și al doilea lucru, cred că va fi o explozie de așa mare bucurie că vom avea cu toți un izvor de lacrimi suficient ca să intre într-un leghean și să-i spălăm picioarele celui care ne-a salvat și ne-a oferit mântuirea. Și mai e ceva, cadoul lui Dumnezeu, sunt două cântări. Iubesc muzica de calitate, muzica sacră, muzica celor care intonează o cântare lui Dumnezeu ca să-L preamărească pe El. Există două cântări, cântarea lui Moise, care zice: șterge numele meu din împărăția cerului decât să piară poporul ăsta. Și cântarea mielului, cântarea Domnului Hristos, cântarea suferințelor lui. Două cântări majestice. Cerul nu va fi plictisitor. 7 declarații pe cruce. Ultimul mesaj. 10 porunci. Da? Fericirile. Tatăl nostru. Și cele 7 declarații de pe Golgota. Cuvinte care au venit direct de pe buzele Mântuitorului. Nu că n-au fost și altele, dar astea au venit la pachet și sunt speciale. Și trebuie să fie subiectul nostru de studiu special în fiecare zi. Bunul Tată Ceresc să ne ajute ca într-o bună zi să ne întâlnim nu numai noi cu Iisus, dar și cei pe care îi iubim. Avem dușmani, dar avem și oameni care înseamnă ceva pentru viața noastră. Părinți, tați, mame, frați, surori, soți, soții, copilași, prieteni, frații în biserică. Să ne ajute bunul Domn, Tată Ceresc, ca acolo, la Marea de Cristal, să nu lipsească niciunul dintre cei prezenți, nu numai în localitate, în comunitatea aici, dar și cei care sunt pe calea undelor. Spunem, pacea Domnului Hristos să rămână cu noi în inimă, în suflet, și El, Iisus, să fie preamărit, lăudat pentru veșnicie, pentru acea dragoste infinită pe care nu o putem descrie, dar o putem simți. E al nostru, ne iubește, îl iubim, fără El nu există nimic. Căci dacă dragoste nu e, nu e nimic. Bunul Tată cere să ne ajute. Amin.